Noul antrenor al divizionarei B, Chindia Târgoviște, este Flaviu Stoican, fostul antrenor de la Dinamo 2. Flaviu Stoican a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă de către președintele onorific al Chindiei Târgoviște, Gică Popescu. Gică Popescu a spus că a luat în calcul patru nume de antrenor. Primul a fost Bogdan Stela, însă acesta a refuzat. A doua variantă a fost Flaviu Stoican. Celelalte două nume a spus Baciul că nu mai contează, atâta timp cât Chindia Târgoviște are un antrenor tânăr cu potențial. Am avut o listă de patru antrenori. Acum am fost sincer, vă spun și acum că prima opțiune a fost Stella. Am vorbit cu Stelică, la început și-a dat acordul, după care s-a gândit și a zis că nu vrea să încerce să intre în meseria asta alături de un prieten, pentru că e teamă să nu cumva să nu meargă lucrurile și prietenia noastră să aibă de suferit. Atunci opțiunea a doua a fost Flavius, l-am sunat imediat pe Flavius și după câteva întâlniri, după ce m-am întors din vacanță, cum era și normal, lucru care mi-a plăcut cel mai mult la el, pentru că nu s-a emoționat imediat și a dorit să ne întâlnim de câteva ori, să-i spun ce avem noi de gând, care este planul nostru, ce dorim să facem la Târgoviște, și acum, cred că două zile, a fost hotărârea finală a lui, când a spus că ok, vine la acest proiect alături de noi. Avem antrenor, nu mai contează celelalte două. Era normal dacă, cum Stella a refuzat, dacă ar fi refuzat și Flavius. Flaviu Stoican, noul antrenor al Chindiei Târgoviște, nu a venit singur la Târgoviște, ci cu secundul său de la Dinamo 2, Ioan Silviu, și a spus că speră să aibă rezultate bune cu Chindia Târgoviște în returul campionatului Ligii a doua. Îmi place acest proiect care încercăm să-l finalizăm. Cel mai important este ca să-l finalizăm înainte de termen. Adică dacă noi ne-am propus o promovare de la, să zicem, anul viitor, eu aș vrea să se întâmple în acest an. Dacă este posibil, vom vedea. După întâlnirea cu presa, Gică Popescu împreună cu Flaviu Stoican au mers la stadionul Eugen Popescu, unde îi așteptau fotbaliștii. După o ședință scurtă cu fotbaliștii, Baciul a plecat, iar Flaviu Stoican a ieșit cu băieții la antrenament. Putem vorbi și de noutăți la Chindia Târgoviște, câțiva fotbaliști veniți în probe. Catania Carasebeș, apoi sunt doi jucători tineri de 16 și 18 ani, Florin Prodan și Ricardo Constantinescu, și este un jucător, Alin Petra, care este de la satelitul lui, de la Primavera Roma. Astea sunt deocamdată. Există posibilitatea ca pe viitor să aducem și 2-3 jucători cu nume, sau cel puțin care au jucat în Liga 1, dacă se va putea. Noi ne dorim acest lucru. Perioada de pregătire pentru Chindia Târgoviște până la debutul returului va fi una destul de laborioasă. Fotbaliștii de la Chindia Târgoviște nu au ezitat să ne împartă câteva gânduri la început de an. Suntem bucuroși că avem un antrenor nou. Sperăm să facem treabă foarte bună și să îndeplinim obiectivul care îl avem. Cum a decurs prima întâlnire cu noul tehnician? Deocamdată am schimbat niște vorbe în vestiar. A fost totul ok. Acum să vedem cum rămâne cu antrenamentele. Îl știam pe Flavius de foarte mult timp. Am avut șansa și norocul să mă și antrenez puțin la Urziceni cu el și n-am decât cuvinte de laudă la adresa lui.